Din nou în direct, astăzi vom discuta alături de doctorul Dana Dulgheru și de doctorul Bianca Bucălaie despre importanța tratamentului cariei dentare la copii și adolescenți utilizând tehnologia microscopului și particularitățile tratamentului dinților permanenți la tinerii pacienți. Suntem interesați să aflăm mai multe despre acest subiect important pentru sănătatea orală a copiilor. Vă spun bună dimineața și bine ați venit în studio. Începem cu doamna Dana Dulgheru, medic stomatolog specializat în stomatologie pediatrică și pentru a doua oară în studioul nostru. Bună dimineața! Bună dimineața! Și de asemenea, Bianca Bucălaie, e medic stomatolog specializat în stomatologie generală și estetică dentară pentru prima dată în studioul nostru. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumim pentru invitație. Cu emoții sau fără, cred că trebuie să dăm startul dialogului și să înțelegem exact ce înseamnă până la urmă și despre ce înseamnă toate aceste lucruri despre dantură și cum putem să o protejăm, mai ales la adolescenți și la copii. Prima întrebare ar fi legată de vârsta de la care vorbim despre dinți permanenți pentru copii. Dinții permanenți ai copiilor erup treptat, undeva în intervalul vârstei de 6 și 13 ani. Dinții permanenți înlocuiesc dinții de lapte treptat și diferit în funcție de fiecare copil, creându-se astfel o tranziție către zâmbetul de adult frumos și sănătos. Pe de altă parte, este esențial ca părinții să acorde un sprijin în acest proces de erupție treptată a dinților pentru a încuraja pe cei mici să aibă o igienă corespunzătoare și cât mai sănătoasă. Particularitățile ar fi că dinții temporari se schimbă în trei mari etape. Iar în prima etapă, care este undeva în jurul vârstei de 6 ani, în zona cea mai posterioară a gurii, fără să înlocuiască niciun dinte de lapte, apare molarul 1 permanent, care de foarte multe ori, din păcate, este confundat cu un dinte de lapte, el nemai creând niciun fel de disconfort în momentul erupției și de foarte, foarte multe ori părinții îl consideră un dinte de lapte, nu un dinte permanent. Iar, din păcate, pe plan mondial, este dintele adultului care are cea mai mare distrucție de pe planetă, pentru că, totuși, caria dentară este cea mai prevalentă afecțiune infecțioasă a țesutului dentar. Tocmai de aceea, noi, în stomatologie, am adoptat tot progresul tehnologic. De aici și apariția microscopului dentar, în utilizarea lui foarte largă, atât asupra tratamentelor țesuturilor moi, cât și asupra tratamentelor țesuturilor dure dentare. Ajungem și la tratamentul cu microscopul și vedem exact cât de benefic este și ce avantaje ne aduce. Haideți să ne explicați puțin care sunt diferențele dintre dinții permanenți ai adolescenților de dinții adulților până la urmă. Dinții permanenți ai adolescenților sunt foarte diferiți față de cei ai adulților din mai multe motive. În primul rând, dinții permanenți ai adolescenților sunt susceptibili la leziuni carioase și la alte probleme dentare, fapt care necesită o îngrijire mai atentă din punct de vedere al micilor pacienți. Prezintă un nivel crescut de sensibilitate, smalțul lor este încă în proces de formare, alt aspect important. Sunt mult mai multe diferențe decât atât. Da, și faptul că este copilul într-o continuă schimbare. Dincolo de schimbările interne, care țin pasul cu creșterea întregului organism, mai apar și schimbări ale lor ca și preferințe, schimbări în dietă, schimbări în, știu eu, consumul de alimente pe care nu le-ar fi consumat neapărat în vârsta lor de copil, când sunt mai supravegheați de către părinți. Sunt mult mai liberi în decizii și își schimbă preferințele. Și atunci, acest tip de modificări și de alimente, de băuturi, cum ar fi carbogazoasele, de exemplu, sau, știu eu, băuturi energizante, sau lucruri care ne afectează sănătatea dentară, structura dură dentară. Deci sunt destul de expuși, dacă da, sunt expuși până la urmă, pentru cariile dentare. Da, exact. da, și pentru leziuni de genul acesta, care, din păcate, nu trec de la sine. Au doar o etapă în care sunt reversibile, după care, într-adevăr, este necesar să mergem la stomatolog pentru a avea un plan individualizat de îngrijire, pentru a avea dinții sănătoși pe tot parcursul vieții. Haideți să vedem și ce beneficii ne aduce tratamentul cariei dentare cu microscopul până la urmă, atât pentru adolescenți, cât și pentru copii care până la urmă au dinții permanenți. Microscopul reprezintă o tehnologie avansată pe care noi o practicăm în clinicile noastre și care aduce nenumărate beneficii atât copiilor cât și nouă medicilor stomatologi.
Noi reușim să tratăm leziunea carioasă și să realizăm astfel un tratament eficient. Pentru copii este mult mai relaxant, pentru că în ziua de astăzi toți medicii încearcă să implementeze stomatologia digitală, iar pentru cei mici, automat, ei devin mult mai relaxați și mai curioși despre tehnologia noastră. Ca și cum adăugăm un lucru nou pentru ei la un tratament cu care deja erau obișnuiți. Și automat se relaxează, devin curioși, ne pun întrebări, noi le explicăm pacienților noștri în ce constă microscopul, cum se realizează etapele, de multe ori la final le arătăm și lor ca să înțeleagă mai mult. Iar cea mai mare temere atunci când vrei să mergi să te tratezi la stomatolog, cred că este frica de freză, nu? Frica de faptul că trebuie să ajungi pe acel scaun. Și înțeleg că microscopul până la urmă ajută foarte mult să îndepărteze exact bucata cariată din dinte, astfel încât să nu distrugeți dumneavoastră stomatologii mai mult din dintele sănătos. Exact. Noi reușim cu ajutorul microscopului să îndepărtăm strict leziunea carioasă și astfel conservăm cât mai mult din structura sănătoasă a dintelui. Fapt care este benefic pentru sănătatea dinților permanenți ai celor mici și este un lucru util și pentru noi. Elimină și din frică faptul că atunci când merg adolescenții sau copiii la stomatolog și știu că vor fi tratați cu microscopul, cariile dentare vor fi tratate cu microscopul, sunt cumva mai liniștiți? Elimină din frică aceasta? Da, pentru că automat este ceva nou pentru ei, nu mai sunt obișnuiți cu clasul, cu tratament pentru leziunile carioase și atunci devin curioși. Și fiind curioși, se și relaxează în același timp. Care sunt avantajele pentru dezvoltarea sănătoasă a dinților permanenți în urma folosirii acestui tratament inovator cu microscopul? Tratamentele devin mult mai minim invazive. Da, odată ce avem tehnicile acestea de magnificație, ne ajută foarte mult în îndepărtarea cât mai redusă a țesutului infectat, da? Infectat de către caria dentară, de patologia carie dentare. Și atunci noi mai avem un atuș, anume că promovăm foarte mult comunicare foarte bună cu pacientul. Pacientul, cu familia, noi ca stomatologi suntem parte din echipa de educatori a copilului, efectiv, și atunci el pornește cu niște obiceiuri foarte sănătoase de la bun început. Noi explicând părinților fiecare etapă prin care au de trecut, dar implementăm de foarte devreme niște măsuri care să îi ajute în fiecare etapă de dezvoltare. Și asta înseamnă un periaj corect, asta înseamnă o dietă echilibrată, asta înseamnă control regulat la stomatolog, asta înseamnă îngrijirea completă a cavității orale. Plus explicații în legătură cu fiecare tratament necesar în parte, inclusiv cu fiecare tehnologie pe care putem să o folosim și ce beneficii ne aduc. Copiii, într-adevăr, sunt foarte curioși, sunt foarte deschiși la tot ce e nou, sunt fascinați de tehnologie și de ce poate face. Mai pot vedea și în timp real ce facem noi efectiv sau ce are nevoie dintele, lucru care pe ei îi lămurește cu foarte multe lucruri și fascinează în același timp. Și asta aduce un plus foarte, foarte mare, atât pentru pacient, pentru viitorul lor, ceea ce mi se pare cel mai important, cât și pentru întreaga familie. Da, pentru că devin cu toții mult mai deschiși la relația cu medicul stomatolog, la tratamentele stomatologice și, bineînțeles, la ce e mai important, și mai partea de prevenire, de partea de prevenție. Cât de des ar trebui să mergem, pentru că discutăm de partea asta de prevenție, cât de des ar trebui să mergem la stomatolog pentru un control, de exemplu? Ideal ar fi să mergem minim de două ori pe an, o dată la 6 luni, pentru că cei mici sunt educați de noi, în primul rând, cum să-și realizeze corect igiena acasă, dar de multe ori le este greu sau dacă au tratament ortodontic e un pic mai dificil să se igienizeze singuri și atunci este important să vină la noi o dată la 6 luni, noi reușind astfel să descoperim dacă au afecțiune dentară din timp, să o tratăm, bineînțeles, și să realizăm chiar și o igienizare profesională, care este un pic diferită față de ce reușesc ei să facă acasă. Ce presupune această igienizare profesională? Nimeni nu se periază perfect acasă. Cred că nici nu putem, nici dacă vrem. Exact. Copiii și tinerii din ziua de astăzi au un program extrem de încărcat, au foarte multe activități pe care le au, au multe locuri în care trebuie să fie, sunt de foarte multe ori pe fugă, au multe activități, atât fizice cât și intelectuale. Și au nevoie să găsească un echilibru, dacă pot să spun așa, între
prevalența spre partea asta de igienă orală, dacă le este mai favorabil să folosească o periuță manuală, o periuță electrică, de care, că piața din ziua de astăzi ne oferă foarte multe opțiuni. Cum se utilizează ața dentară? Când? Ce fel de alimente este bine să mâncăm? Care sunt, știu eu, care e contextul general al organismului respectiv? Sunt afecțiuni asociate? Sunt sezoanele astea reci în care sunt multe viroze din acestea respiratorii, care ne modifică și nouă ecosistemul oral? Ce fel de respirație avem? Avem afecțiuni orale sau nu? Toate lucrurile acestea, descoperite din timp și corectate de devreme, se traduc printr-o stare de sănătate mai echilibrată, prin tratamente mai minim invazive, tratamente mai simple și monitorizarea efectivă a dezvoltării aparatului dentomaxilar pe etape de vârstă. Pentru că pe măsură ce creștem, vom avea o atenție sporită către partea ortodontică, adică de așezarea dinților și de o mușcătură corectă. Se va aplica un tratament ortodontic sau o etapă ortodontică la o anumită vârstă. Sunt obiceiurile vicioase pe care le au mulți dintre copii, poate. Sau partea asta de ritm zi-noapte, de când mâncăm, nu știu, alimentația mai nocturnă, snack-urile și tot felul de gustări. Dieta care nu mai este atât de bazată pe principii alimentare foarte corecte, poate pe fast food și așa mai departe. Și totuși problemele dentare sunt inevitabile de cele mai multe ori, așa că nu se poate să nu aflăm care sunt opțiunile de tratament pentru aceste probleme dentare. În condițiile în care vorbim despre malocluzii, carii avansate și cum influențează până la urmă toate acestea dezvoltarea ulterioară a dinților permanenți. În funcție de nevoile fiecărui pacient, avem mai multe variante de tratament. Clar, dacă are o leziune carioasă, indiferent în ce stadiu ar fi, noi atunci realizăm obturarea cavității. Dacă leziunea carioasă este un pic mai profundă, automat avansăm și noi și vorbim despre un tratament endodontic, care presupune realizarea unui tratament pe canal prin îndepărtarea nervului. Dacă dinților nu sunt aliniați corect, vorbim de un tratament ortodontic. Sunt situații și mai serioase, din păcate, în care cei mici nu se prezintă la timp pentru vizitele periodice și atunci cumva leziunea carioasă deja este un pic mai profundă, fapt care de multe ori poate să ducă chiar și la o intervenție chirurgicală. Și aici ne întoarcem la ceea ce spuneați puțin mai devreme, să vizităm medicul stomatolog măcar o dată pe an, deși recomandat e de două ori pe an, odată la 6 luni. Totuși, ce înseamnă aceste malocluzii, ca să explicăm pentru cei care ne urmăresc? De dinainte de a avea dinți, poziția oaselor maxilare se dezvoltă și merge spre fiecare etapă a atât articulația temporomandibulară, cât și apariția dinților. Toate aceste masive osoase se modifică odată cu creșterea întregului organism. În jurul vârstei de 2 ani și jumătate avem cei 20 de dinți de lapte, cei 20 de dinți temporari, după care în timp începe etapa de dezvoltare a dinților permanenți și erupția acestora în cavitatea orală. Etapele sunt 3. Prima etapă coincide cumva cu vârsta aceasta de 6 ani, în jur de 6 ani. Între 6 și 8 ani se vor exfolia, se vor înlocui dinții de lapte anteriori, atât inferiori cât și superiori, cu dinții permanenți, care de foarte multe ori îi surprind pe părinți pentru că nu au aceeași culoare, nu au același aspect, nu sunt de la bun început perfect aliniați și pe părinți atunci îi îngrijorează. Asta cumva îi aduce la stomatolog și atunci începem monitorizarea și dintr-un alt punct de vedere. Cum spuneam și mai devreme, obiceiurile vicioase pe care le pot avea copiii, suzeta care să se mențină cumva până în jurul vârstei de 4 ani, subtul degetului, tot felul de ronțăieli ale diverselor obiecte de care ei sunt foarte apropiați, pot modifica în timp poziția moștenită genetic atât a dezvoltării oaselor maxilare cât și a poziției dinților pe arcadă. Pe măsură ce copilul crește, aceste modificări pot deveni din ce în ce mai evidente. Drept urmare, de aceea, ca sugestie din asta internațională,
ar fi recomandat ca în jurul vârstei de 7 ani orice copil să viziteze un specialist ortodont, adică acel specialist care se ocupă de alinierea dinților și de relația lor în mușcătură. Mai sunt niște aspecte care sunt demne de ținut cont, și anume traumatismele. Pe măsură ce copilul învață să meargă, își dezvoltă autonomia asta fizică, mai cochetează cu trotinete, biciclete, role, sporturi, care sunt mai mult sau mai puțin periculoase, mulțumesc, pot avea nevoie de o atenție sporită. Da, și de aceea sunt etape pe care le avem de parcurs împreună, și nu doar noi ca specialiști pe stomatologie pediatrică, dar cu colegii noștri ortodonți, endodonți, specializați în tratamente din acestea de supra-specialitate. Haideți să vedem și ce rol joacă până la urmă educația și prevenția în menținerea sănătății dinților permanenți și cum poate fi crescută conștientizarea în acest sens. Joacă un rol foarte important, exact cum a spus și colega mea, este bine în primul rând ca părinții să-i susțină foarte mult pe cei mici, să-i aducă la noi, ca noi să încercăm să-i educăm în acest sens, să le explicăm că periajul corect se face cu anumite mișcări. Este bine să se efectueze minim de 2 ori pe zi sau de preferat după fiecare masă. De multe ori este mai important periajul seara, deoarece cei mici au o anumită alimentație în decursul unei zile și tind să adoarmă fără să-și facă acel periaj seara, ceea ce nu este tocmai corect. Este foarte important și inclusiv pasta de dinți pe care o folosesc să conțină flor, să aibă mijloace adjuvante de igienizare, ața interdentară, dușul bucal pentru alți pacienți care nu se simt foarte confortabil cu ața interdentară. Un alt aspect important este alimentația. Părinții să încerce să limiteze pe cât posibil alimentele bogate în zahăr sau băuturile carbogazoase. Sunt mai multe aspecte care poate să-i ajute pe cei mici să-și controleze. Pentru că mai avem doar 2 minute și jumătate la dispoziție, mă interesează să știu dacă recomandați până la urmă o periuță electrică sau cea clasică. Fiecare pacient este unic. Nevoile fiecărui pacient sunt unice, dar ce am văzut în experiența clinică este că, exact cum începusem, copiii sunt atrași de tehnologie. Periuțele electrice de astăzi sunt cu tot felul de aplicații pe care le-au la dispoziție și asta este fascinant pentru ei. Igiena dentară devine cumva ca un joc. Ca un joc din acesta pe tabletă sau pe un device modern, mulțumesc, la care au un beneficiu real pe care ei îl văd odată ce își realizează periajul. Indiferent cum ar fi, cu ajutorul cărei periuțe ar fi realizat, are nevoie să fie realizat corect, cât mai corect cu putință. Părinții trebuie să fie implicați să verifice sau să ajute la periaj, pentru că dezvoltarea mână-creier și motricitatea aceasta fină durează o perioadă destul de mare să se dezvolte. Și atunci este bine să aibă copilul să aibă opțiuni, dar noi recomandăm periuța electrică, bineînțeles, folosită corect, este foarte, foarte, foarte bună. Periajul profesional, ne spuneați undeva odată la 6 luni, tot atunci și de tartrajul sau... Igienizarea profesională constă în mai multe etape, printre care și detartrajul. Se împarte de obicei în 3 etape. Încercăm să îndepărtăm prima dată colorațiile de pe dinții celor mici, prin datorită alimentației, tot felul de dulciuri pe care ei le consumă, că nu avem ce face. După care avem detartrajul, în care îndepărtăm tatul de la nivel gingival, subgingival, depinde de cei mici, iar apoi un periaj care este profesional și care se realizează la noi în clinic. Foarte scurt pentru albire, în 20 de secunde. Ce tratament ne apucăm? Albirea dentară este o doleanță a tinerilor, a adolescenților în special, însă este la fel, este recomandat a fi făcută în cabinet, este recomandat a fi făcută de către un stomatolog. Trebuie niște lucruri puse în balanță înainte. Mulțumesc tare mult, doamna Dana Dulgheru, medic stomatolog, și Bianca Bucălaie, de asemenea medic stomatolog, prezente astăzi în studioul nostru. Vom mai discuta cu siguranță despre ce înseamnă toate aceste tratamente pentru dinți, mai ales la copii și adolescenți. Acum, final de jurnal, sunt Alex Vladescu, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne revedem și mâine dimineață de la 7 fix. Rămâneți în continuare pe B1 TV de la 10 fix. Colega mea, Gabriela Mihai, numai bine.